ați adus carnea? Copii? Care se dă jos. Au, poate dacă îmi dar Gina nu vine? Gina! Gina! Nu vine cineva, că nu se spune că... Păi să vină, că așa unde e. Ce-ai făcut, ai dormit? De-aia am dormit. Am făcut plățenii lângă pat. Vreau să spun că nu mai ești tristă. Aia de obicei te stă la cadru. Au luat de școală, n-ai cum să stai. Și-a dus copilul. Nu știu, aia pe scrietor. Cristina! Cine a spălat vazele? Bunica? Cristina! Buni! Buni! Mi-a spălat dumneavoastră vazele? Tot aici. Mulțumesc frumos! Nu avea decât să le spăl și eu acum. Eu am pus mașa și un bac și m-am de ce nu ți-ai ar fi bine. Păi nu, că mi-am golit florile. Cu ce am vorbit așa? Ar fi bine să vină la noastră și le-am pus deoparte ca să mi le spăl. Dar cu ce am vorbit? Uite singură. Să-i liniști că eu nu sunt de așa ca tine, să-l lași acolo de parte. Deci am trebuit să-i lasă un plus. Te rog frumos să-ți aranjez, mă. Speră. Vai, dărău, nu dorm. A disperat în cuvânt pe amic. Așa, da. Ce așa, da? Nu te ia la asta. N-am voie să spun că nu sunt ce să spun. Deci n-am voie să fac nimic, nimic nu-ți convine. N-am voie să zic că nimic nu-ți convine. N-am voie să mă îmbrac că nimic nu-ți convine. Dar eu te-am întrebat cu cine vrei. Nu știam ce vorbești. Ți-am zis să nu vorbești, am întrebat cu cine. Vine el. Da, eram sigură. Cine? Cine e Guri? Bună seara. Bună seara. Cum sunteți? Bine. Bine. Mă așteptați, nu? Nu. Nu știu cine sunteți. Mă cunoașteți? Nu. Nu mă cunoașteți. Mă veți cunoaște. Eu sunt Anca Boalcă și sunt psiholog. Vom lucra în următoarea perioadă de timp. Vom desena, ne vom juca, vom învăța lucruri despre noi. Haideți să facem ceva. Haideți să aducem cumva canapele, să fim față în față, să ne vedem toți. Da? Nu, da, așa a pus producătorul. Să vă vadă camerele. Da. Vreți măsuța aia în fața dumneavoastră? Ne vom gândi pe viitor cum vom organiza. Ideea este că noi trebuie să ne vedem toți, să fim egali unii față de ceilalți, să putem să avem, să ne dăm feedback, să ne privim unii pe ceilalți, pentru că este foarte important. Fiecare membru al grupului este important, relația voastră cu mine este importantă, sper să ne înțelegem bine. Dar să mergem la masa aia neagră. Vom ajunge și la masa neagră, că avem, v-am spus, jocuri, ne jucăm. Cât timp? Eu am stabilit așa cam 2 ore. Voi fiind mulți, s-ar putea să mai dureze. Trișăm. 2 ore. Da. Nu să trișați. Dacă trișați, nicio problemă. 7:30. Sper să vă să ne adaptăm așa unii la la ceilalți și să reușim să descoperim lucruri noi despre despre ce înseamnă un grup, despre ce înseamnă viața voastră aici, să învățăm și pe ceilalți de acasă, ce înseamnă, de fapt, în realitate, viața voastră aici și eu sper să vă ajut. Deci, ce am spus? Vom învăța despre resursele noastre, despre care nu știm. Le avem, dar nu știm că le avem. Vom învăța să ne relaxăm, vom învăța să ne cunoaștem corpurile. De foarte multe ori noi spunem că știm care e treaba cu corpul nostru, că ne cunoaștem corpul, dar nu întotdeauna îl cunoaștem. Foarte așa. Și vom învăța să depășim împreună, nu știu, momentele tensionate, pentru că aici sunt și momente tensionate. Nu sunt? Nu mai foarte mult. Dacă nu sunt, vom crea momente tensionate. Întotdeauna. Știți ce se spune? Că un copil, dacă e tot timpul în zona lui de confort, el nu se va dezvolta. Deci trebuie să scoatem din zona de confort. Deci dacă e tot timpul mama, tatăl, ceilalți membri ai familiei îl țin așa în brațe și îl protejează tot timpul, el nu se dezvoltă. Trebuie să-l lăsăm, să-i dăm provocări. Cum e, doamna Emiliana, cu asta? Și ce vă uitați la mine? Nu mă uitam la mama ta, nu mă uitam la tine. Nu. Bun. Aveți ceva să mă întrebați? Nu.
Nimic? Pauză de țigară sunt? Da. Vom avea pauză. La, da, vreau să vă spun un lucru. Avem niște reguli. Fiecare grup are niște reguli. Și voi în casă aveți niște reguli. Nu. Nu. La... mă păcălești, Andrei. Nu la... știi cum mă cheamă. Nu știți. Păi știu. Ah. Știu, știu. E... Vă urmăresc și eu vă urmăresc. Ce tare. Deci știți cam ce caractere avem fiecare. Nu. Nu? Vreau să vă văd prin ochii, prin ochii voștri. Da, nu vreau să vă văd și să vă știu prin... Vă știu, evident, numele. Dar vreau să vă cunosc prin ochii voștri. Asta cum vine? Asta vine exact așa cum vine. Dialogul dintre noi doi. Ce frumos. Vezi? Bă. Bun. Acum vă voi ruga să vă prezentați și voi, să-mi faceți o scurtă prezentare, să spuneți ceva despre voi. Ce vreți voi? Cum vă numiți? Dacă simțiți nevoia să spuneți treaba asta, poate ce vârstă aveți, ce școală sau ce zodie sau ceva din viața voastră. Ceva ce publicul nu știe. În mijloc, aici, nu? Nu. Aici, pe fiecare în, în locul unde... Hai, cine e curajos? Doamna Iuliana. Doamna Iuliana, că doamna Iuliana unde? Este... Ah. Păi am 20... Am 45 de ani. Așa. Sunt în zodia rac. Așa. E puțin răcit acum. Nu, lăsăm, o lăsăm pe doamna Iuliana, da? Să vorbească da. Acum. Fiecare vreau să vorbească în locul lui și pentru el. Nu vreau să vă întrerupeți. Și... voi apela la resursele voastre de răbdare. Da? Despre să m-am emoționat. Despre răbdare. Da? Bun. Haideți să vedem, doamna Iuliana. Da. Gata. Gata. Stai. Am 45 de ani. Sunt în zodia rac. Ce ne puteți spune despre dumneavoastră dincolo de ce se știe, nu știu, ce ați spus până acum. Să nu spui nimic. Păi, am 26 de ani de căsătorie, 2 copii. Nu înainte. Da? Mă doi? Am un soț ideal și așa cum o viață foarte frumoasă. Aici, nu știu, m-am simțit ca în... închis. Nu pot să spun în pușcărie, pentru că nu știu cum e acolo. M-am simțit închis așa deodată. Și multe lucruri mi-a reproșat fiul meu. Ce așteptări aveți de la întâlnirile noastre și de la mine, în special? Păi să ne ajutați să trecem, să mergem mai departe, să... Nu știu, să vedem și viața altfel. Mm-hmm. Poate nu așa cum am văzut-o până acum. Poate să ne face să înțelegem de ce, cel puțin pe mine personal, de ce... De ce nu suntem toți la fel. Uh-huh. În... Nu știu cum să vă spun. Cu siguranță vom descoperi lucruri împreună. Clar. Da. Vă mulțumesc. Nu crezi? Ba, da, cred. Hai, te invit pe tine, Traian, să vorbești acum. Ai eu? Da. Spune-ne ceva. Da, cum bine știți, am 22 de ani. Mm-hmm. Am o iubită frumoasă, viitoare soție. Mi-a rupt piciorul, adică mi l-a rupt. Am avut un accident. Ce am mai făcut? Te doare piciorul? Da, mă doare. Cred că și toți avem aceeași problemă, ne simțim închiși, dintr-o dată ni s-a luat toate, afară le aveai pe toate și aici ți s-a luat tot, dintr-o dată dorul de casă, de cei dragi, câteodată ți intră toate astea în cap și nu te mai gândești la nimic, doar cu gândul acasă. Cu ce aș putea să te ajut? Cu ce aș putea să mă ajutați? Pachet de țigări. Ah. Nu. Nu știu, cu niște sfaturi sau
nu știu, să... ceva... Frumos. Ceva frumos, da.